Probabil că nu se poate spune că sunteți mulțumit de rezultat sau... Bună seara, da, e adevărat. Nici dintr-un punct de vedere, nici din celălalt. E clar că rezultatul într-un asemenea meci trebuie să vină în urma unui joc consistent. Din păcate, noi am început foarte prost acest joc. Au fost două reprize distincte, o repriză slabă din toate punctele de vedere și o repriză secundă în care ne-am revenit cel puțin în ceea ce privește atitudinea, în ceea ce privește abordarea duelurilor. Am reușit să stăm mult mai mult în jumătate adversă, dar ne-a lipsit luciditatea și ne-a lipsit acea decizie finală, cel puțin acolo, în ultima treime. Neluț Roșu e la capacitate fizică maximă sau în are de recuperat, oricel nu credem de jucătorul pe care îl doriți să facă tranziția între la atac și apărare? Da, este adevărat că așteptăm și noi mai mult de la Neluț, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere tehnico-tactic. Noi așteptăm ca Nelu să fie acel jucător care să găsească soluțiile, cel puțin pe momentul de construcție. Are abilitatea, de aceea l-am adus, pentru că avem încredere în el. Sperăm să redevină jucătorul care s-a consacrat la nivelul ligii întâi, pentru că în momentul în care am ales să-l aducem la UTA, am crezut foarte mult în capacitățile sale și în abilitățile sale. Denis Rusu devine dintre remarcați meci de meci, deși vine din Liga 3 la 19, de puțin alarmant. În primul rând, este îmbucurător că un jucător care urcă într-un timp atât de scurt și într-un context așa cum s-a întâmplat în cazul lui Denis Rusu are evoluții constant bune la nivelul primei ligi. Iată că nu se simte deloc impactul între cele două eșaloane, dar ridică și semne de întrebare, e adevărat, pentru alți jucători de la care totuși avem pretenții, jucători cu experiență, jucători cu calitate, care credem noi că au potențial să se exprime mult mai bine. Una peste alta, Denis își arată potențialul. Mă bucur foarte mult că este al doilea meci în care are o evoluție bună, în care ajută echipa mult, cel puțin acolo în jumătatea adversă. S-a și apărat, a alergat foarte mult. Felicitări, dar trebuie să rămână echilibrat, trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și trebuie să înțeleagă că are nevoie de constanță în evoluție. Ați insistat mult pe fază de fiță, dar parcurs, dar nu are... Aici avem nevoie, în primul rând, de concentrare, pentru că eu nu cred că putem spune că nu avem executanți. Avem atâția jucători cu calitate tehnică, jucători capabili să execute bine fazele fixe. Am avut, într-adevăr, astăzi destul de multe faze fixe și, din păcate, nici astăzi, iată, deja devine o problemă, că nu reușim să devenim periculoși în urma unor astfel de momente, pentru că, în urma unui joc echilibrat, astfel de faze pot deveni decisive. Trebuie să lucrăm mai mult, trebuie să încercăm să ne asumăm responsabilități mult mai mari în momentul în care suntem în asemenea situații și sper să progresăm și la acest capitol. Nu neapărat, dar e adevărat că în momentul în care construiești lent, un adversar bine organizat reușește să te blocheze. Asta a fost principala noastră problemă, că am construit destul de lent, destul de previzibil, adversarul a avut timp să mute blocul defensiv, din păcate am comis și prea multe greșeli în treimea neutră, zonă din care adversarul a declanșat câteva contraatacuri extrem de periculoase care erau să ne coste chiar și acest punct. Este o lecție pentru noi, este o lecție pentru toți jucătorii care trebuie să înțeleagă că este nevoie de mult mai multă responsabilitate, că este nevoie să aibă atitudinea corespunzătoare pentru a-și pune în valoare calitățile, pentru că, iată, din păcate, nu reușim să ne desprindem din acea zonă a clasamentului. Astăzi o victorie ne-ar fi urcat destul de mult în clasament și ne-ar fi conferit altă stare de spirit, cu siguranță. Vine o perioadă fără meci. Timp să se mai regleze lucrurile.
Da, asta ne dorim, asta ne dorim. Încercăm în această perioadă, bineînțeles, să reglăm lucrurile care nu funcționează. Din păcate sunt destul de multe, din păcate încă nu suntem la mentalitatea aceea pe care mi-o doresc, o mentalitate care trebuie să fie constantă în fiecare meci, nu numai când jucăm cu Dinamo, pentru că i-am avertizat pe băieții toată săptămâna că ne așteaptă un meci extrem, extrem de dificil și trebuie să fim la capacitate mentală maximă. Am intrat destul de relaxați, prima repriză trebuie să o repet, din păcate foarte slabă din toate punctele de vedere, a doua repriză ne-am revenit ca atitudine, dar n-am avut luciditatea necesară ca să împingem jocul și mai mult, să ne creăm mai multe situații de gol și să, bineînțeles, să fructificăm orice situație creată. Mulțumesc și o seară bună!